problema mea principală sunt parlamentarii. Ok, SRI-ul a făcut niște proiecte. Cu cine l-a lucrat? Nu știu. Cei de la SRI, poate singur, poate cu alții. Parlamentarii sunt plătiți acolo și sunt aleși de popor ca să facă legi bune. Dacă ceva nu era bine în lege, trebuiau să schimbe. Nu să se spele pe mâini. Au votat în unanimitate în a doua cameră, în prima a trecut acid. Se tem parlamentarii de SRI într-un fel? Nu, nu, doamnă. Eu credeți că le-au citit? A fost înainte de Crăciun, mi se pare, nu? Da. Eu nu cred că s-au gândit electorală. Da. Deci eu nu cred că s-au gândit la asta. Deci problema noastră este cu legiuitorul. Nu că e eu, prima că eu ca ministru, poate că sunt ministru economiei, al justiției, al finanțelor, poate că eu în minister fac o lege proastă sau o lege bună, dar în anumite articole proastă. Se duce la Parlament care este supus să o facă foarte bună. Ce au făcut parlamentarii noștri în aceste legi? Ce ați fi făcut dumneavoastră? Păi aș fi citit tot și aș fi corectat ce nu e bine dacă ceva nu e bine. În legătură cu cartelele prepay, de exemplu, care e soluția pe care ați fi propus-o? Da, soluția pe care în primul rând trebuie să vă spun că în peste 90% din țările democrate ale lumii nu-ți cumperi cartelă prepay fără buletin de identitate și copie pașaport. Fiul meu a stat o lună în Belgia și și-a luat evident cu un abonament cu pașaport, copie pașaport. Sau nu pot să mă duc într-o cafenea sau într-un aeroport sau un alt loc public și să mă, care are wireless și să mă conectez fără să-mi dau o adresă de mail sau un număr de telefon. De regulă, asta este regula. Sunt și excepții. Ok. No, România este una din aceste excepții. Vi s-au transmis semnale în legătură cu acest tip de excepție? Bune, rele? Da, ni s-au transmis semnale. Nu știu, sunt sigură la nivel de servicii, nu sunt sigură, fiindcă dacă eu le-am auzit discutate dintre miniștrii de interne din statele membre, presupun că și serviciile acum au discutat. Stați să vă spun soluția și apoi vă spun unde și cum. Soluția este e următoarea. Nu e normal să poți să cumperi cartele preplătite, unde nu-ți dai nimic, nu știi cine ești, nu dai niciodată despre tine, de la orice chioșc. Da. Da? Nu e normal. Trebuie să poți să le cumperi de la Vodafone, de la Cosmotel, de la Orange, adică de la companii de telefonie și să-ți dai un act de identitate, iar acel, da? Trebuie să-ți dai un act de identitate, altfel devenim paradisul infractorilor și al teroriștilor, fiindcă toți vor veni să cumpere cartele telefonice și preplătite și telefoane de la noi și își vor desfășura activitatea de aici sau pleacă cu ele, da? Asta se va întâmpla. Să-ți dai deci datele, copie de pe buletin sau pașaport, dar în același timp acea companie de telefonie să fie obligată să păstreze confidențialitatea datelor. Este protecția datelor personale. Ceea ce nu poți să ceri unuia de la chioșc. De asta spun. Chioșcarului care vinde și cartele preplătite pe lângă deodorante, ziare și nu mai știu ce. Deci să se ducă la serviciile de telefonie, să-mi dau actul de identitate și să răspundă pentru confidențialitatea lor. Adică să poată fi date la cerere dacă sunt anchetat cu autorizație de la judecător și așa mai departe. Asta este soluția. Marea dispută de la Curtea Constituțională, și aici domnul Daniel Morar a avut un cuvânt important de spus, a fost cea legată de rețelele de securitate cibernetică, de faptul că SRI-ul și alte instituții cereau acces la aceste rețele în baza unei solicitări motivate și atât, nu în baza unui mandat. Aici, ce opinie? Sunt trei legi diferite. Da, asta a fost este. Cu cartelele preplătite și cu accesul la internet din alte din zonele locuri, din, comune, da. Publice. Pe și asta a căzut la Curtea Constituțională. Da, toate trei au căzut. Și vreau să vă spun că suntem între puținele țări care suntem în această situație, în care putem cumpăra cartele preplătite fără buletin de la chioșc. Bun. Dar și aici Curtea spune acest lucru. Nu se asigură protecția datelor. Și atunci eu spun, foarte bine, mă duc la Orange, zic, numai voi trei, voi patru, voi cinci companii vindeți, îți dau actul de identitate și tu îmi promiți confidențialitatea datelor. Fiindcă ăla de la chioșc, dacă nu vreau să-i dau actul de identitate, serios, ăla, pe la ce să-l oblig la să-mi țină secrete datele mele. În regulă. Cât despre a doua speță, da, care a căzut la Curtea Constituțională de asemenea, cea legată de accesul la rețele cibernetice. Aici ce părere aveți și care sunt semnalele pe care le aveți din Europa? Da,
E normal și până acum a fost așa. Conținutul mail-ului, dacă vorbim direct de mail-uri, să fie citit, interceptat, citit numai de, cu autorizație de la judecător. Mai avem listing-ul, adică cu cine am vorbit, cu cine am vorbit eu, Monica, în 5 ore sau în 3 zile. Și acolo e numai numărul și cui aparține numărul, care nu e greu de identificat. Vreau să spun că și pe Google putem afla asta singuri, da. Cui aparține unui număr. Poate că nu toate cazurile. Listing-ul și el cu autorizație de la judecător. Aici sunt în multe țări europene pentru terorism, infracțiuni de terorism, listing-ul, deci cu cine am vorbit, nu conținutul. Doar da. Că noi două am vorbit la ora D și am vorbit 2 minute. Atât, nu ce am vorbit. Sau cui am dat un SMS. Da, fără conținut, repet. Da. Nici ceea ce primim și singuri acasă, desfășurarea unor facturi în momentul în care le cerem. E, în multe țări, asta se fac cu autorizație de la procuror sau direct o fac polițiștii sau cei care lucrează specializați în dar nu pe toate infracțiunile, asta spun, pe infracțiunile de terorism. Acum, nu există terorism într-o singură țară, adică se lucrează cross-front, peste frontiere, da? Circulă dintr-un loc în altul. Deci tot timpul tu trebuie să ai legislație cât de cât la fel cu ceea celorlalte țări, ca să poți să coordonezi și să colaborezi. Pentru că dacă ai un terorist sau pe unul dintr-o rețea care ajută teroriștii și care traversează într-o zi 5 țări, toate statele, nu numai alea 5, și celelalte, că nu știi unde se duce sau vrei să afli unde se duce, vrei să știi cu cine a vorbit în fiecare stat, măcar. Cu cine a vorbit, cu cine a luat legătura. Asta a stat o oră în România. Stă o oră în România. Și te întreabă nemții, cu cine a vorbit în România? Sau te întreabă francezi sau americani, cu cine a vorbit în România? Știi să-i spui? Ați primit. Problema este, ok, sunt de acord să iei autorizație de la judecător, poți să o iei între oră, dar asta spun, poate ne gândim la infracțiune de terorism,